Bună ziua, parafrazându-l pe părintele Arsenie Boca, cei ce sunt investiți în dregătorii au o răspundere suplimentară, dar sunt ocrotiți suplimentar de Dumnezeu, deoarece de ei depinde bunul mers al societății. Vă mulțumim că vă asumați cu toții acest oficiu al vieții publice, al cetății, tuturor formațiunilor politice ce se implică în bunul mers al orașului și în buna gestiune a celor ce le sunt rânduite. În linii mari vă mulțumim pentru că vă ocupați de învățământ, pentru că aveți atâta grijă de toate școlile romașcane. Eu personal am toate motivele de satisfacție pentru modul cum învățământul teologic romașcan a fost ocrotit în acest an de autoritățile publice. Îngăduiți-ne să vă mulțumim cu 3 colinde în prag de sărbători. Slobozune, gazda în casă, slobozune, gazda în casă, și primiți colinda noastră, asta-i seara de Crăciun. La ferești cu flori domnești, zâmbă.
Noi umblăm și colindăm, lerdom, lerdom, descum. Hei, lerdom, lerdom, descum. Pi Dumnezeu îl purtăm, lerdom. Împărțirea celor 5 premii pentru
Cătălin și Diana, cele trei fotografii care au obținut 250 de like-uri. Îl rog pe domnul Cătălin Curpăn să înmâneze. Aici în fața, acolo, să vedeți. Mulțumesc. Vă dorim să vă dorim toate cele bune. Mulțumesc. Am să rog pe doamna viceprimar să mă ajute pentru cea de-a doua câștigătoare. Este vorba de doamna Cristina Ciubotaru, care a avut un video 223 de like. Să rămână, vă mulțumim mult și vă dorim sărbători fericite. Pentru cea de-a treia câștigătoare, o invit pe doamna președinte Dana Păiuș să mă ajute să o premiem pe doamna Alina Ramona, care a postat trei fotografii. Vă mulțumim mult și vă dorim sărbători frumoase, toate cele bune și un an nou cât mai frumos. Și am să-l rog și pe domnul Leonard al Chirijoaie să ne ajute pentru premierea doamnei Cazacu Anca, care de asemenea a postat trei fotografii. Sărbătoarea, la mulți ani, multe sănătate, sărbători. Doamne ajută, mulțumim la fel și dumneavoastră. Și cea de-a cincea câștigătoare este doamna Crenguța Rusu, este la serviciu, nu a putut veni, a postat de asemenea trei fotografii. Doamna președinte, vă rog, putem începe ședința. Domnul secretar, binuată. La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 21 de consilieri din totalul de 21 în funcție. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței din data de 10 decembrie 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Vă aduc la cunoștință numărul de voturi pentru, necesar în vederea adoptării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Cu majoritate calificată, adică 15 voturi pentru, proiectele numărul 1, 2, 4 și 14. Cu majoritate absolută, 11 voturi pentru, toate celelalte proiecte de hotărâri, inclusiv punctele suplimentare. Mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Prin dispoziția numărul 1086 din 12-12-2019, domnul primar Lucian Ovidiu Mircu convoacă Consiliul Local în ședință ordinară, având 14 proiecte pe ordinea de zi și 7 suplimentare. Aici vreau eu să fac o intervenție. Vreau să vă informez faptul că voi retrage de pe ordinea de zi, de la proiectul de hotărâre numărul 4, punctul 4 din anexa numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 1 privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare-cumpărare. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 2 privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate. Avizul Comisiei Urbanism, aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 3, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinație cabinet medical. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 4, privind aprobarea vânzării unor imobile, avizul Comisiei Buget. Cu amendamentul, domnul primar, avizul favorabil. Ok. Avizul Comisiei Urbanism, aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Comisiei Juridice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 5, privind modificarea HCL numărul 45 din 2018, privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statelor de funcție ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 6, privind aprobarea organigramei situației posturilor și statelor de funcție ale Spitalului Municipal de Urgență Roman.
Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine nu este pentru? Domnul consilier Chirloae nu participă la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 7, privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire hală multifuncțională, avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 8, privind aprobarea majorării cu 400% a impozitului pentru clădirea situată în strada Ștefan cel Mare, numărul 213. Avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 9, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roma. Avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 10, privind aprobarea închirierii unor terenuri. Avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 11, privind acordarea unor stimulente financiare. Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Nu participă la votul domnul consilier local. Leonardo Chiriloae. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Două abține. Domnul Pătrașcu. Proiectul numărul 12, privind aprobarea achiziționării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Domnul consilier Achiriloae nu participă la vot. Aviz, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 13, privind respingerea unei plângeri prealabile, avizul Comisiei Urbanism? Comisia Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? 2, 4, 6. 6 voturi împotrivă. Abțineri? Proiectul numărul 14, privind aprobarea vânzării unui teren. Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 15, privind modificarea HCL numărul 219 din 18-2015, privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 16, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021. Avizul Comisiei Cultură? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 17, privind modificarea HCL numărul 223/2018, privind înființarea Direcției Municipal Locator Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 18, privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale administrației, din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 19, privind modificarea HCL numărul 186 din 22-08-2019, privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei statelor de funcții,
pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Proiectul numărul 20, privind modificarea anexei HCL din numărul 13 din 3101-2018. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Doamna consilier Habriș nu participă la vot. Abțineri? Proiectul numărul 21, privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Direcția Administrare Pieței Roma în 2019. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Și avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Da, eu vreau să vă mulțumesc, având în vedere faptul că ne aflăm la o ședință de final de an. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru întreaga colaborare pe care am avut-o pe parcursul acestui an. Știu că au fost foarte multe solicitări pentru participări la ședințe de îndată, la ședințe extraordinare și vreau să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă, astfel încât proiectele de investiții la nivelul municipiului Roman să poată avea susținerea și girul dumneavoastră. S-ar putea să mai avem o întâlnire într-o ședință de îndată, așteptăm anumite decizii și în funcție de aceasta vă vom comunica din timp, astfel încât să putem să ne întâlnim la acest sfârșit de an. Dar redim profit de ocazie că suntem aici și vreau să urez tuturor multă sănătate, să aveți un Crăciun fericit alături de cei dragi dumneavoastră, să aveți un an 2020 cât mai bun cu realizarea tuturor obiectivelor pe care vi le-ați propus, atât în plan personal cât și profesional și să continuăm proiectele de investiții în Roman, astfel încât creșterea calității vieții să fie prioritatea pe care trebuie să o avem, să continuăm să facem administrație aici în Consiliul Local și mai puțin politică, deși eu vă spun sincer că am apreciat faptul că în acest an 2019 am trecut prin două campanii electorale, am reușit la nivelul Consiliului Local să menținem această notă de rămânere în zona administrativă, să nu implicăm zona politică și a campaniei. Campania se face în stradă, se face cu oamenii, se face prin mijloacele mass media, dar ședințele de Consiliul Local au rămas la nivelul administrativ și pentru aceasta vă mulțumesc încă o dată. Profit de faptul că l-am invitat și pe domnul deputat Leoreanu să fie alături de noi, știu, fiind faptul că timp de 9 ani a fost primarul municipiului Roman și l-aș invita și pe dumnealui să ne spună câteva cuvinte, după care dacă există cineva dintre dumneavoastră care vreți să transmiteți un mesaj, v-aș ruga să o faceți. Domnule deputat. Mulțumesc, domnule primar. Să rămână, bună ziua. Mă bucur să vă revăd și pe dumneavoastră, membrii Consiliului Local, dar să nu uităm și aparatul de specialitate, cel care depune un efort susținut, profesionist și competent în ceea ce înseamnă întocmirea părții de infrastructură, ca să folosim un termen din administrație, a acestor hotărâri de Consiliu Local, partea hard de documentare și de punere în formă legală. Cred că a fost un an greu, cred că a fost un an complicat, nici anul care vine. Din păcate nu va fi un an mai simplu, va fi un an destul de greu. Vom avea în față două rânduri de alegeri, alegerile locale și alegerile generale. Nu este exclus să avem și alegeri anticipate, să știți că și aceste discuții sunt în momentul de față pe masa liderilor politici din toate partidele. Sunt discuții care se poartă pentru că se dorește să se meargă într-o stabilitate. În ceea ce privește administrația locală, să știți că am avut foarte multe discuții aici, dincolo de discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar, mereu, 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 o să vă spun, ne-am sfătuit și am discutat cum e mai bine și eu cred că anul viitor, nu cred, sigur, va aduce un plus pentru municipiul Roman.
măcar din câteva motive care vi le spun la momentul de față că sunt aproape certitudini. Vă spun aproape certitudini pentru că ele vor deveni certitudine nici măcar după ziua de luni, atunci când va fi angajarea răspunderii Guvernului pe legea bugetului și legea bugetului asigurărilor sociale, ci după încă 3 zile, atunci când este timpul pentru ca formațiunile politice care doresc reprezentate în Parlament să poată depune moțiune de cenzură sau nu. Din informațiile pe care le dețin, știu că nu se va depune acest lucru, așa încât vom avea un buget funcțional. Pentru prima dată în ultimii 7 ani, de la 1 ianuarie, pentru prima dată. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră, administrația publică locală, vă puteți face în luna ianuarie toate calculele și să intrați, nu cum ați intrat anul trecut cu buget în execuție din mai, ci poate chiar din luna februarie sau cel mai târziu sfârșitul lunii februarie. Ceea ce înseamnă să vă ajute, că știți ce înseamnă să mergeți fără buget? Să mergeți pe o cheltuială 1 pe 12 din bugetul care a fost în execuție pe exercițiul bugetar al anului precedent. Mai mult decât atât, pot să vă spun că sunt propuneri la care și eu, în calitate de vicepreședinte chiar pe domeniul administrație publică, ordine și siguranța cetățeanului, dezvoltare regională și fonduri europene, așa se intitulează competența pe care o am în atribut, în sarcină, am susținut și prin Comisia de Administrație, pe care o avem la nivelul structurii naționale politice, vedeți că încerc să fiu foarte elegant, să nu folosesc denumiri acum de partide, la sfârșit de an, am propus ca să crească cota de IVG care rămâne la dispoziția administrației publice locale de la 60 spre 64%, și în același timp, în anul care urmează, statul să suporte 50% din cheltuiala pe care ați avut-o cu asistența socială, care a fost descărcată în spatele dumneavoastră pe anul precedent, în procent de 100%. O sarcină foarte grea pe care ați avut-o dedusă în acest an, așa încât în anul precedent și în anul care a trecut, primăria municipiului Roman a pierdut aproape 100 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă bugetul pe investiții a municipiului Roman pe 2 ani. Deci foarte concret și foarte strict. Ei, iată că mergem pe un drum al reparării unor elemente care nu au fost în sprijinul administrației locale și încercăm în anul care urmează să facem acest prim pas prin creșterea cotei din IVG care rămâne la dispoziția administrației publice locale plus jumătate din cheltuielile cu asistența socială, iar propunerea noastră va fi ca în celălalt an practic de la nivel național să se suporte întreaga cheltuială cu elementele de asistență socială, ce înseamnă indemnizații pentru persoane cu handicap, plata indemnizațiilor pentru însoțitori, banii pentru protecția copilului și așa mai departe. Știți foarte bine toate aceste elemente ale care au îngreunat bugetul local. Practic au crescut secvența de cheltuieli. Dar nu va fi mai simplu. Nu va fi mai simplu pentru că vor fi cele două rânduri de alegeri. Sunt în discuții în acest moment. V-am spus două lucruri. Dacă se va merge pe ideea de legi anticipate sau nu. Dacă se va merge pe alegeri în două tururi de scrutin la alegerea primarului sau nu. Știți că a fost într-o dezbatere foarte aprinsă chiar ieri, chiar foarte contundentă. Noi am susținut acest lucru pentru o reprezentare mai bună. Vedem ce se va alege. Colegii noștri au susținut că ar trebui guvernul să-și asume ori răspunderea, ori să dea ordonanță de urgență. Numai că noi ne-am asumat și prin angajamentele încheiate cu partenerii noștri din Parlament, cu care asigurăm majoritatea cu fiecare în parte și încercăm prin acele protocoale de colaborare să respectăm ce am promis. Și am promis că nu vom da ordonanțe de urgență și nu vom angaja răspunderea pe ceea ce înseamnă modificarea legilor justiție și pe ceea ce înseamnă modificarea legilor electorale. Deci vom merge cu ele prin parcurs parlamentar pe fluxul tradițional așa cum ne-am angajat. Dincolo de celelalte lucruri, sigur că am reușit niște lucruri pe care să le facem ultima vreme și asta cred că e benefic pentru dumneavoastră toți. Eliminarea, abrogarea recursului compensatoriu, care știți că a aruncat în stradă peste 20.000 de infractori, din care peste 500 de criminali periculoși, peste 450 de violatori,
peste 850 de tâlhari cu violență și ați văzut cu dumneavoastră, probabil, oripilați ceea ce s-a întâmplat cu acea fată care a fost zdrobită la Alba Iulia, cu acei oameni omorâți la Mediaș sau la Oradea și sigur că încercăm și am împins acest lucru ca recursul compensatorului să fie abrogat. Am eliminat supraacciza la combustibil, ceea ce ar însemna pe cale de consecință că de la 1 ianuarie ar trebui să avem preț la pompă mai mic. Vom și urmări acest lucru să se întâmple, pentru că știm că de obicei producătorii și comercianții speculează acest lucru și atunci când cresc prețurile, ei știu imediat să pună peste, dar cam uită să dea înapoi când trebuie și vom urmări acest lucru. Și iar un lucru foarte important, mai ales pe mediul de afaceri, dumneavoastră știți acest lucru, cred că mulți v-ați bucurat și am primit foarte multe mesaje pe acest lucru, eliminarea supraimpozitării pe ceea ce înseamnă part-time, munca la part-time. Intrăm acum cu ordonanța 51, care a fost de asemenea abrogată în ceea ce privește scoaterea din sfera serviciilor publice a transportului intrajudețean, ceea ce însemna că elevii care făceau transport naveta la școală nu mai puteau să deconteze naveta nefiind serviciu public și acest lucru l-am eliminat. Venim cu bugetul pentru că nu este timp foarte scurt, tot prin asumarea răspunderii, care este o fază intermediară. Deci aici este de discutat și eu sunt de acord că e de discutat că cea mai democratică și în dezbatere fază a legiferării este cea pe fluxul parlamentar, iar cea mai restrictivă și mai puțin democratică este cea prin ordonanță de urgență. Noi am căutat o linie de mijloc prin angajarea răspunderii, pentru că și anul trecut când s-a dezbătut, ca să vă spun cum s-a dezbătut bugetul când era majoritatea în Parlament, noi am avut la vremea aceea 2500, n-am venit cu 10.000, cum au făcut alte partide de la vremea aceea din opoziție, sau 20.000 de amendamente. Noi am venit cu 2500 de amendamente, dar amendamentele știți cum se dezbăteau democratic, cam 1000 de amendamente pe minut. Deci se citea de aici până aici, sus cineva, cine e Petru, nu, pa, 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 pa. Deci nici aceasta, ca să fim corect și drept, nu e vreo dezbatere democratică când dezbați 1000 de amendamente pe minut. Încât, așa, păi a fost în Comisia de Buget Finanțe, vă spun și se poate... Spune, se citea de la 1 la 1000, cine are Petru? Dumneavoastră, susțineți, da? Cine e Petru? Nu, am trecut. De la 1000 la 2000, cine are de? Deci la modul ăsta se vota. Păi, ați văzut? Ba în plen, s-o mers și din 4.000 în 4.000 la un moment dat. Două, trei, unii s-au negociat, da. Nu. Așa încât și acum, dar să știți că așa aceasta, angajarea răspunderii, presupune depunerea amendamente. Până mâine la ora 12 se depun amendamentele, se înaintează guvernului. Vreau să vă spun că și la ce precedentele trei angajamente sau au fost admise amendamente. Deci amendamentele corecte, rezonabile, au fost admise. Important este să avem buget. Peste 80% din forțele politice au agreat că bugetul care este întocmit acum și este pus spre dezbatere publică e ok făcut, asigurăm funcționalitatea tuturor sistemelor importante, învățământ, sănătate, dezvoltare și așa mai departe, pe indicatorii macroeconomici care au fost aprobați, atenție, în unanimitate în Parlament. Indicatorii macro, care înseamnă plafoane, legea plafoanelor. Ceea ce înseamnă că bugetul nu se poate cadra decât în legea plafoanelor, nu poți să faci altceva. Noi dorim să mergem către o economie stabilă, în primul rând, canalizată spre dezvoltare și spre sprijinirea administrației publice locale. Și cu asta închei, să știți că am să mă bat pentru administrația publică locală, pentru Roman, și eu cred că cel puțin anul viitor Romanul va putea să simtă faptul că vom fi acolo și îl vom sprijini împreună cu domnul primar, cu dumneavoastră Consiliul Local, pentru că e orașul nostru și vrem toți ca Romanul să se dezvolte mai frumos, mai bine și mai repede. La mulți ani tuturor și un an bun vă doresc, vă mulțumesc! Pentru operativitate aș vrea să mai întreb câți dintre dumneavoastră doriți, domnul Pătraș, am văzut, domnul Beloiu, mai e domnul Holban, mai e cineva, ca să... Ok, domnul Pătraș. Aș vrea să transmit și eu tuturor pensionarilor municipiului Roman, tuturor locuitorilor municipiului Roman, dumneavoastră tuturor, sărbători frumoase, sărbători binecuvântate din Bunul Dumnezeu și un sincer și călduros la mulți ani. Dacă tot s-a deschis subiectul de politică, ar vrea să... Nu s-a discutat de politică! Ar vrea să mulțumesc și eu celor care au venit cu această inițiativă, pentru că avem nepoți, avem copii, și s-a dublat alocația. Nu s-a dublat. Felicitări.
Haideți să vă dau un răspuns aici pe un subiect. Deci, în ședință s-a făcut o propunere deșanțată și populistă, fără niciun fel de acoperire bugetară. Anul trecut, atenți, dar nu discutăm civilizat aici unii... Eu credeam că Consiliul Local a rămas disciplină, nu e altfel. Păi da, dar dăm răspunsul unul la altul, după ce nu unul peste altul, părțăm disciplina discursului. Vorbim academic, nu ca la șatră. Și atunci eu vă spun așa, că atunci când noi am venit cu propunerea de dublare a locațiilor, care s-a întâmplat anul trecut? Anul trecut bugetar, vorbesc față de ce se întâmplă. Anul ăsta în execuție. Am venit și cu soluția. Am spus de unde. În acest moment s-a aruncat doar dublarea fără să vină cu soluție. Legea are elemente de neconstituționalitate. Cei cu care am discutat au spus clar că legea va fi dată înapoi ca neconstituțională. Pentru că nu are resursă bugetară, nu poți să asumi o cheltuială. Dar atenție, noi nu suntem împotriva acestui lucru. Numai că trebuie venit, noi de asta am solicitat să fie trimisă la comisie pentru a se găsi soluție de finanțare. Nu pot să spun și eu mâine, vă rog frumos, să aprobați, să faceți o cheltuială 100 de miliarde pentru făcut drumul cu praf de marmură de la pod de la Moldova până la ieșire în oraș. Hai să aprobăm. Și găsim populiști și aprobăm, dar dacă nu avem sursă de finanțare. Deci important este ca noi să găsim o sursă de finanțare, ne fiind împotriva acestei observații, ci căutând doar ca lucrurile să funcționeze legal și corect. Asta am spus. Și atunci sigur se va întoarce, ascultați-mă ce vă spun, sigur se va întoarce în Parlament, pentru că s-a discutat deja cu juriștii, președintele sigur va reîntoarce legea, pentru că legea nu e constituțională și va trebui să găsim o soluție de finanțare. Adică să tăiem din altă parte și să vedem unde punem ca să poată funcționa. Că degeaba dai un deziderat dacă el în spate nu are de unde se alimenta. E o rațiune și dumneavoastră lucrați cu bugete aici la primărie. Și când faceți, spuneți de la ce capitol, nu când intrați pe bugete. De la ce capitol se face cheltuiala, cum și ce. Deci aici s-a spus doar atât. Să se dubleze alocațiile, punct. Dar nu este identificată sursa. Și noi vom căuta o sursă pentru ca lucrurile să funcționeze. Vă mulțumesc. Domnul Bordan. Stimați colegi, doresc să vă mulțumesc pentru modul cum am colaborat în acest an, pentru că a fost, exact cum a spus și Lucian Micu, am făcut în Consiliul Local Administrație Publică, nu ca acum facem, chiar dacă zicem că e ca la șatră, că e țigănie și așa mai departe. Nu, să nu fie, nu este. Bun. Hai să avem proprietatea cuvintelor și a logicii. Bun. Problema este că sunteți invitat la ședința de Consiliu Local și invitații aveau alt loc, nu aici, dar în fine. Nu intrăm în discuțiile astea. Eu zic că acest dacă an... urmărăm domnul Alban ce am făcut eu pentru așa și dumneavoastră ar trebui stați în altă parte. Dacă zădărăți lucrurile, atunci eu vă spun că ce? Suntem în poziții total diferite. Vă mulțumesc. Parlamentarii problema... au dreptul de... Exact, exact. Parlamentarii. Au dreptul de a Are dreptul, da, la prezidiu. Aici nu-i prezidiu, aici sunteți la o masă rotundă, la un loc, o ședință festivă. Ședință festivă, domnul Bobar. Festivă. Eu consider că în acest an am colaborat foarte bine. Consilierii PSD au fost un lian între Primăria Roman și Consiliul Județean, colaborând foarte bine cu consilierii județeni. Noi am asigurat și mai departe până la guvernarea noastră și consider că fondurile alocate municipiului Roman, atât pentru investiții, cât și pentru dezvoltare, au fost bune. Încheiem un an în care noi suntem prin alea 1800 de primării, în care am primit cele 3 miliarde și ceva ca să încheiem anul ca lumea. Cu PNDL-ul problema a fost rezolvată și de Dumnezeu și la anul a fost în dezunastră la guvernare să vină fonduri pentru Roman, pentru Romașcani. Că niciunul dintre noi de aici nu dorim decât dezvoltarea Romanului și să devenim un oraș european cum era și pe timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor
sărbători fericite. Domnul Berlac? Da. Având în vedere că mai sunt doar câteva zile până la finele acestui an, tuturor colegilor mei din Consiliul Local, conducerii primăriei Roman, aparatului de specialitate din primărie și nu în ultimul rând mass media de aici de față, le urez tuturor un Crăciun fericit, cu prosperitate, cu bogăție, alături de cei dragi, în familie și un an nou cu prosperitate și sănătate. La mulți ani tuturor! Mulțumesc!